Ediție de sosuri picante. Și acum mă ustră limba. Și omul a fost și nu curajos, mega curajos, așa că a văzut sosurile și a zis a venit direct la masă. Păi cine stă la masa mea? Stai puțin, ai zis că facem roata provocărilor, facem roata, sosurile? Nu, roata provocărilor, facem, cu dar sosuri? Una din întrebări conține... Hai să facem upgrade! Nu, hai să facem upgrade! Vrei să vii din nou la sosuri, partea păi a doua? Nu sosuri! Combină jocurile între ele. Deci cine vine la roata provocărilor? Da. Dacă nu vrea să facă provocarea, sos și combin, pac, pac, pac. Ești pe aproape, deci în plicul de la roata provocărilor, la un moment dat răspuns la întrebare, dacă nu răspuns, mănânciute. Adică e doar o singură întrebare. Vezi, mă, cum am, e și intuitiv aici la Măruță. Exact. Mă simt ca la școala de șoferi, așa e. Fac, instructorul contează să fie bun, să ajute să iei carnetul. Bun, ești pregătit? Te-ai ridicat, m-a ridicat, ce să fac? Perfect, omul acesta este senzațional. Îl găsiți pe Instagram, Gheorghe Papa Gheorghe. Cum mă, Gheorghe Papa Gheorghe, mă? George, mă, Gheorghe, iartă-mă, Jorge, dacă m-ai învățat toată viața cu Jorge, acum am schimb. Jorge, mă, toată lumea, nu am schimbat, Jorge, toată lumea mă știe de Jorge, mă găsiți, uite, cum scrie pe ecran, vezi? Mă găsești acolo, pac. Dai, jur, David, dacă te uiți la emisiune, vreau să te salut. David e prietenul meu. A început școala? Da, oficial David a început year one. Deci, suntem, David, te pup. Dacă te uiți acum la emisiune, prietenul tău Măruță te așteaptă oricând vrei tu aici. Da? Să nu uiți treaba asta. Vai, deci l-ai topit. L-ai omorât. În fiecare zi mă întreabă. Prietenul meu Cătălin, când nu mai mergem la prietenul și la... Mă, prietenul meu Cătălin. Prietenul meu Cătălin, el nu zice de David și de Eva. El zice de prietenul meu Cătălin. Deci este, e genial. Deci mi-ai sedus băiatul. Mi-ai sedus băiatul și acum nu mai răspunzi la telefon că te-am zis pe post. Băiatul e, ba da, răspundere. Băiatul e un om, David, e un băiat extraordinar și îl salut. Hai să vedem ce provocări face tati David, stai să vezi. Ia să vedem, da, ușor, că am văzut că na, s-a mai schimbat treaba, uite, portocaliu, da? Cum ar fi să fie tot sosuri? Cum? Mamă, păi dar nebunesc, îți dai seama, că nici n-am mâncat nimic. Zici așa, arată ultimul mesaj de pe WhatsApp. Mamă, păi, direct. Dar nici mă sună Carina. Carina, sunt în direct la Măruță, tata, te pup, iartă-mă. Sunt în direct la Măruță, da, trebuie să citesc un mesaj pe WhatsApp. Te pupă, tata. Uite, te pupă și te Măruță. Te pup, Carina, te pup, stai un pic, stai să pune pe speaker. Carina, te-am pus pe speaker, bună! Bună! Ce faceți? Bine, acum ești la școală. Bravo, cum a fost la școală? Lung. O zi lungă. O zi lungă. E de-abia începutul următorilor ani, zilele astea lungi. Carina, te pupă mare, tati, treabă. Bine. Dar vrei să-i spui ceva anume? Nu, vreau să văd cum a fost. Da, trec mai târziu, trec mai târziu să te văd. Trec, da? Haide, te iubesc mult. Te pup, pa, pa. Pa, pa. Deci a ieșit copilul de la școală imediat, a sunat. Mă sună de fiecare dată, mi se pare fabulos. Și știi că a avut o perioadă în care, cei care nu știu, a avut 2 ani în care a stat în America. Și este strict meritul ei în fiecare zi cum termina școala, băi, mă suna pe video. Cum se trezea dimineața la 7, că era la noi 14, eu știam că e posibil să mă sune Carina, dacă nu mă suna la 14 ziua, mă suna după școală care era seara la noi, știi? Și zic, wow, ce tare, am fost super la Măruță, e cea mai tare emisiune. Uite, la fix care acum am primit ultimul mesaj. Deci, dă-i, uite, vezi? Zi. La Măruță e cea mai tare emisiune la care ai fost invitat. Atât, mulțumim mult, Cristina. Băi, a fost manevra asta, mi-a zăcut manevra. Deci, cine mi-a dat? Asta am avut de zis, mulțumim mult de tot. Ce să facem? Băi, asta e manevră. Deci se uită lumea la televizor și pur și simplu trimite lumea. Și am primit mesaje. Haide, să trimitem la următoarea întrebare. Foarte frumos. Băi, de cap, dar ce sincronizare. Dar nimeni n-ar fi crezut că o să primesc una. Deci telespectatorii, fanii lui Jorge se uită la emisiune. Ia și uite, practic au dat mesaj. Alt mesaj de la un număr necunoscut. Ia zi, număr necunoscut. La Măruță e cea mai tare emisiune. Dar de unde are numărul meu? Ia, stai. De unde? Păi, să-l zicem că poate să-ți mai trimită mai mulți oameni mesaje. Deci dacă vreți să luați legătura cu Jorge, puteți să ai să le dau numărul. Da, dă-le numărul meu. Să scrie pe WhatsApp sau 43 port la pantof. Haide, următoarea, învârte, perfect. A citit ultimul WhatsApp. Băi, nene, băi. Ce... Mamă, ce... Asta înseamnă, mă, să... Băi, am văzut și la Bartoș că la fel se întâmpla. Cred că dezechilibrează... Ia să vedem, hai. Hai cu sosurile, hai cu întrebările grele pentru... Hai cu verde. Jorge, perfect, pac, verde. Dai, Jorge. Repede. Hai, mă, luăm direct biletul, exact. Iau. Pac. Wow! Fredonează versurile melodiei, Ionel, Ionelule, în timp ce inhalezi heliu din balon. Mă. Dar ce sincronizare, dacă m-am citit, am... Și versurile le avem puse acolo în prompter. Gata, iată. Știi versurile? Nu, las că le avem pe hârtie, nu le mai punem în prompter. Da, nu e problemă. Ia, ține de aici. Păi stai că trebuie să țin eu și tu să tai. Nu, dă mie partea asta. Așa. Ia.
Fii atent, dacă ți-e mai ușor, te poți să le citești din prompter, ca să nu stai cu hârtia în față, așa, ca să poți să... Să țin eu așa. Ia. Când se duce lumea la culcare, cine ne stă beat în cârciumioare? Bagheliu. Și în fiecare dimineață. Ia calmea, asta e. Cine stă cu felinarul în brață? Este Ionel, bată-l norocul, care bea acasă și nece focul. Zici că am 13 ani, mi se schimbă vocea. Focul care frige inimioara, fiindcă nu-i iubește mărioara. Și Ionel, Ionelule, nu mai da băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă de râfetele. Gata. S-a zăpăcit. Cum ar fi să te trezești că îți rămâne voce așa și trebuie să te duci la evenimente și la cântări așa? Păi e lung, să-ți dai seama, râsul de pe lume, hai și cu ăsta, hai. Direct ăsta e. Hai mă, le deschidem pe toate, mă, ia. Ia să vedem. Ia. Pac. Ce scrie aici? Continuă versurile. Cântă cu battle vina, te răsună în Bucovina. Cântă cucu, te răsună în Cernăuți. Cum era, mă, că nu mai știu. Cum era, cântă cucu. Battle vina, de răsună Bucovina. Nu, e înainte de... Cu Brăduț ceva? Cu Brăduț? Zi. Imediat cântă. Cântă cucu într-un Brăduț, de răsună în Cernăuți. Băi, mai da greu aici, nu știu. Dă-i următoare. Hai să vedem. Cântă cucu bata așa, cântă cucu într-un Brăduț, de răsună. Într-un Brăduț, băi, am zis cu Brăduț. Hai, următoarea, nu mai contează, mă, le luăm la rând. Ia să vedem, ia să vedem. Răspunde la întrebare sau mănânci picant? Hai că mă să pun sos. Fă un top 3 al celor mai netalentați cântăreți din România. Păi nu mănânci iute? Păi stai mă, dar ce? Nu trebuie să răspund la întrebare. Am citit măcar să știe telespectatorii. Păi nu, trebuia să dai răspunsul. Și dacă e ca la sosul de picante, te dai răspunsul și dacă nu citeam întrebarea, mâncai iute. Pot să dau și răspunsul să bem mănânc și iute. Nu mai. Mănânci iute. Fii atent. Mănânc iute pentru că nu vreau să răspund la această întrebare. Și ai citit-o acum, n-ai, gata, asta e. Cum n-ai, mamă, și mi-ai dat cu să fie... Da, aveai un clasament? Am un clasament pe care nu o să-l spun niciodată, pentru că fiecare om e talentat în felul lui și poate în ochii mei e mai... Netalentat. Păi da, dar na. Dacă nu era deloc talentat, nu făcea treaba asta, e, nu? Nu! Am avut eu pe tanti Lenuța cu Mircea Bravo la podcast. Și tanti Lenuța zicea că au apărut, cum a zis, mă, de întorci cu grebla pe ăștia. Împingi cu grebla, am văzut și eu podcastul, foarte tare. Podcastul foarte tare și... Tanti Lenuța și Mircea Bravo pe YouTube, pe canalul de YouTube Acasă la Măruță. Apropo, Ciuc, am intrat și în trending cu primul nostru podcast. Am văzut, din nou sezon, trebuie să-l vedeți. Vă arătăm și imagini puțin mai încolo din podcast. Mai vorbește tu un pic, mamă. Stai puțin. Ce, iute? A fost iute, nu? Mai vrei să învârtim o dată de asta? Da. Hai, încă o dată. A pus, se vede că ești prietenul meu. N-am pus de la cel mai iute. Mamă! N-am pus de la iute. Albastru. Ce? Lapte? Ce, mă? Stai că mai a venit să vorbesc. Tu vorbești serios? Un flec. M-a ciurit. N-a fost bună asta, Ciucă. Dar ce care, mă, chiar n-a fost ăla cel mai iute. Adică dacă îl dădeam pe la cel mai iute. Da, dar ai pus tare multe. Păi a rămas jumate aici, în asta a rămas. Și tu ai mai scuturat, jumate a rămas aici. Multe a rămas aici. A rămas mult aici. A rămas, vedeți? Păi ăștia n-au rezistență. Ia ce te mai să mai venit. Fă-l pe Radu, nu, tu... Deci tu nu-i da cuvântul și trebuie să ghicească. Băi, deci a fost rău, a? Dar tu ai venit la sosurile astea picante? Stai că mor. Mă rog, la prima ediție nu erau așa picante, erau picante, erau chiar mai picante. Dar acum, culmea, că nu l-am pus pe la cel mai iute. Nu mai pot să vorbesc. Fii atent, facem în felul următor, Jorge. Hai că revenim, vedem cum a fost la Clanu și ne întoarcem, da? Te rog eu. Cum a fost la premieră. Ia pauză, te rog că nu mai pot. Luăm pauză, oameni buni, și ne întoarcem imediat. De fapt, nu ne întoarcem, mai zăpăcit și tu cu pauza ta.